Meteorologii au emis cod galben de ploi și descărcări electrice. Avertizarea este valabilă miercuri în intervalul orelor 13 și 21. Pentru următoarele 24 de ore se anunță ploi în nordul și centrul țării. La sud, cerul va fi variabil. La Briceni și Soroca vor fi 22 de grade, iar la Bălți cu unul mai mult. La Orhei vor fi 24 de grade, iar la Tiraspol 25. La Leova și Comrat sunt prognozate 26 de grade, iar la Cahul 27. Și în capitală va ploua. Ziua sunt anunțate 24 de grade, iar noaptea 14. Săptămâna aceasta se anunță una ploioasă. Ziua vor fi cel mult 26 de grade, iar noaptea 15. În următoarele 24 de ore, în cea mai mare parte a Europei, cerul va fi variabil. La Madrid vor fi 36 de grade, la Roma 30, iar la Berlin 27. La Londra sunt anunțate 24 de grade, iar la Paris cu două mai mult. La Varșovia se vor înregistra 22 de grade, la Praga 24, iar la Viena 26. La Budapesta și Belgrad maxima va fi de 27 de grade. La Atena se va încălzi până la 28 de grade, iar la Ankara până la 27. La București vor fi 25 de grade, la Kiev 22, iar la Moscova 17.